Prevederile legislației care au permis eliberarea înainte de termen a mai multor deținuți, inclusiv fostul premier Vlad Filat, din cauza condițiilor precare de detenție, au fost suspendate de către membrii guvernului pentru 6 luni. Propunerea a fost făcută de către ministrul justiției Fadei Nagachevski, care afirmă că suspendarea acestei legi este una urgentă. Iese la libertate persoane care reprezintă un adevărat pericol pentru securitatea statului. Problema este la control nu doar la Ministerul Justiției, dar și la Parlament și la instituțiile responsabile de securitatea Republicii Moldova. Și la prima etapă noi propunem un moratoriu pentru o perioadă de până în luna septembrie, perioada în care să evaluăm lucrurile, să analizăm impactul acestei norme din legislația în vigoare. Potrivit unui raport prezentat recent de Administrația de Stat a Penitenciarelor, aproape toți deținuții condamnați în Moldova au depus cereri pentru a beneficia de mecanismul compensator pentru condiții proaste de detenție. Începând cu 2019, când au intrat în vigoare prevederile legale, au fost înregistrate peste 5.000 de cereri, iar 1.800 au fost deja examinate în instanțele de judecată. Judecătorii au redus peste 436.000 de zile din pedepsele aplicate deținuților, iar din penitenciare au fost eliberate 128 de persoane.